Mercedes-Benz a lansat de-a lungul istoriei o serie de modele care au consolidat poziția brandului pe harta lumii. Modelul W123, cunoscut și sub numele neoficial de Cobra, a fost lansat de nenți într-o perioadă critică, în plin război între Siria, Egipt și Israel, care a provocat o adevărată criză a petrolului în Europa de Vest și Japonia în 1974. Lumea a fost devastată la momentul respectiv de această problemă, iar industria auto a fost una dintre cele mai afectate din lume. Clienții nu-și mai doreau mașini cu motoare mari, mașini scumpe, iar toată lumea visa la modele fiabile, accesibile ca și preț, sau care să nu consume foarte mult combustibil. În plină criză, Mercedes-Benz a decis atunci să lanseze modelul legendar W123, cunoscut de mulți ca și Cobra. Acesta a fost prezentat oficial în 1976 ca și sedan, iar un an mai târziu au venit modelele coupé și T-model, ultimul fiind cunoscut ca și break. Nemții au mai scos 2,7 milioane de exemplare în următorii 10 ani, fiind pentru mulți mașina potrivită care îndeplinea o serie de condiții vitale. Era disponibilă în mai multe niveluri de echipare, avea o tapiserie atât din piele cât și din stofă și pe care apărea foarte rar rugina. Modelul W123 a fost unul dintre cele mai fiabile în 4 cilindri, însă faima mașinii putea să aducă falimentul companiei germane. De ce? Pentru că era atât de bună încât nu se strica deloc, iar clienții nu erau nevoiți să schimbe piese, lucru care a produs un adevărat colaps. Modelul a consolidat locul pe harta mașinilor premium pentru nemții de la Stuttgart, iar la vremea respectivă toată lumea își dorea o astfel de mașină, indiferent de poziția socială pe care o deținea la momentul respectiv. La muzeul de la Stuttgart există un model Mercedes-Benz W123 cu peste 4,5 milioane de kilometri rulați, o cifră colosală, dar reală, în condițiile în care modelul respectiv a fost utilizat de un taximetrist. Legendarul Cobra a fost în timp upgradat cu modelul W201, însă, cu toate astea, mașina a rămas una dintre cele mai căutate din lume în secțiunea de second hand. Mercedes-Benz W123 va rămâne mereu o piesă de rezistență pentru mulți, mai ales în această eră în care există atât de multe posibilități de a îmbunătăți și de a face o mașină veche să arate precum una din zilele noastre.